Pe data de 30 august 2014 s-a semnat la București protocolul de alianță al Partidului Mișcarea Populară cu Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Astfel, la Drobeta Turnu Severin a avut loc o conferință de presă susținută de filialele PMP și PNCCD ale județului Mehedinți. Practic, susțin cei de la PMP Mehedinți, s-a format o alianță între cele două formațiuni politice pentru susținerea Elenei Udrea la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014, dar și o alianță ce vizează alegerile locale și generale din 2016. Pe data de 30 septembrie s-a semnat protocolul 30 august, scuze, s-a semnat protocolul de alianță cu al PMP-ului cu PNCCD la București. Practic sunt două protocoale. Primul protocol se referă la susținerea candidatului Elena Udrea la prezidențiale, iar cel de-al doilea protocol este o alianță politică ce vizează alegerile locale și generale din 2016. De cealaltă parte, cei de la PNCCD Mehedinți spun că este vorba doar despre o alianță pentru susținerea Elenei Udrea la prezidențiale. Rămâne de văzut, spun aceștia, dacă vor forma o alianță și pentru alegerile locale și generale din anul 2016. Să se înțeleagă foarte clar că este un protocol de alianță politică între două partide democratice pentru susținerea alegerilor prezidențiale doamnei Elena Gabriela Udrea. Atât și nimic deocamdată. Nu fuziune, nu absorție, nu dispariția unui partid istoric care este al nostru. Sigur, este și un ajutor din partea PMP-ului pe care îl apreciem și tot așa cum a spus și domnul Golea, ne gândim, dacă ne înțelegem în continuare și la nivel local și la nivel național, să colaborăm la localele din iunie 2016 și la parlamentare. Deocamdată, asta este intenția. Un lucru este cert, nu se vorbește despre o fuziune sau despre dispariția vreunui partid, iar ambele formațiuni politice sunt de părere că Partidul Mișcarea Populară și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat fac o echipă bună. Nu s-a pus și nu se pune niciodată problema de o fuziune între PMP și PNCCD. PNCCD-ul este un partid istoric care brandul lui tot timpul și-a păstrat coloana verticală de-a lungul din 90, vorbim încoace. Eu cred că facem o echipă bună. PMP-ul este un partid tânăr în ascensiune și atunci ne îmbinăm reciproc. Pe plan județean vă pot spune că noi ne-am înțeles, practic ne-am întâlnit și am discutat înainte de a se semna protocolul la nivel național, pentru că ne știm și pe plan local eu cred că o să avem o colaborare foarte bună. Eu am participat la întâlnirea de la București la Colegiul Național. Timpul fizic nu a mai fost să se realizeze un protocol ca să candideze doamna Udrea pe liste PMP-PNCCD. Era, practic, semnăturile s-au strâns pe listele cu sigla PMP-ului și timpul fizic nu mai exista ca să înregistrăm la tribunal o alianță politică. Dar alianța politică se va face, merge în continuare pentru 2016, pentru alegerile locale. Noi am avut și o discuție zilele astea referitor la teritoriu. Une stau dânsii bine, une stăm noi bine, une putem să colaborăm și să găsim împreună un candidat. Deci eu zic că pe planul care o să meargă totul ok. Este o luptătoare. Eu vă zic că acum am fost în ultimele săptămâni mult cu ea în țară și este exact pe stilul președintelui Traian Băsescu. Intră mulțime, nu are teamă că unii te mai înjură, unii te mai laudă, cum e, dar uitați-vă, care dintre ei, dintre candidați, intră acum să duc în mulțime și să dea mâna cu oamenii, să intre în masele doamnelor.